Ministerul Sănătății anunță, doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit în direct la Prime Time. Ministerul Sănătății anunță, deci, acum o oră, de acum o oră e informația, în București, doamnelor și domnilor, mai sunt doar 3 locuri libere în secțiile de terapie intensivă. Mai sunt în total în țară 194 de terapie intensivă, așadar în toată țara pentru pacienții COVID, iar în București doar 3 locuri libere. Ministrul Sănătății spune că din cele 194 ATI pentru pacienții COVID, 40 sunt pentru copii. Cel mai recent bilanț COVID arată că un număr de 6271 de persoane infectate cu nou coronavirus sunt internate în unitățile sanitare de profil. Ministrul interimar al Sănătății, udemeristul Ceche Otilo, spune că numărul de paturi la secțiile de terapie intensivă au crescut cu 200 de la preluarea mandatului, dar nu e de ajuns. Vă reamintesc, 3 paturi libere, 3 locuri libere în secțiile de terapie intensivă în acest moment în capitală. Bilanțul crește de la o zi la alta, am depășit cifra de 4.000, se apropie de 4.500 de infectări, s-a dublat de la o zi la alta, ieri au fost 4.000, astăzi spre 4.500, alaltăieri numai 2.000. Spun bună seara invitații mei în acest moment, doamna Dorina Barcari, expert în pensii și salarizare, ajungem și la durerea, altă durere a românilor, pensiile și salariile. Domnul Dumitru Coarnă, deputat PSD, bună seara! Bună seara! Fostul ministru al apărării, Corneliu Dobrițoiu, bună seara, domnule general! Bună seara tuturor! Și alături de noi, din Israel, domnul doctor Herman Berkovici, doctorul fostului premier Netanyahu, bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație! Suntem dispuși să vă ascultăm și să vă împărtășim experiența, domnule doctor, dar până una alta aș vrea să le arăt telespectatorilor ce ne așteaptă de luni încolo. Au intrat Comitetul Național CNSU, da? Comitetul Național de Situații de Urgență, a anunțat și a votat restricțiile care intră în vigoare de luni. Foarte interesant, vedem chiar acum un material și vreau să facem discuție pe asta. Molurile, doamnelor și domnilor, rămân deschise chiar dacă rata de infectare sare de 3 la 1000. Deci molurile, centrele comerciale sunt ocolite de această hotărâre. Hai să vedem un scurt material și pornim discuția. Medicii, profesorii sau militarii sunt categoriile care ar putea fi obligate să se vaccineze sau să se testeze săptămânal pe banii lor. O decizie în acest sens urmează să fie luată în curând. Cert trebuie așa, sau vaccinare obligatorie și în cel mai rău caz testare obligatorie cel puțin o dată pe săptămână. Una din aceste două trebuie să fie. Statul îți oferă vaccinul gratis, este gratuit, ai acces la el deja de câteva luni de zile, poți să te duci oriunde să te vaccinezi. Dacă ai ales să nu, atunci te testezi și te testezi obligatoriu o dată la săptămână. Profesorul Rafila îl contrazice pe Raed Arafat. Discuția despre obligativitatea ca oamenii să se testeze sau să se vaccineze împotriva noului coronavirus este una nesănătoasă, este de părere deputatul PSD. Genera o discuție legată de obligativitatea sau plata testării în acest moment este nesănătoasă, pentru că noi cred că trebuie să lucrăm la accesibilitatea la testare neîngrădită pentru toți cetățenii. Dacă vaccinarea este accesibilă, testarea nu este accesibilă. Între timp, tot mai multe state europene discută despre vaccinarea obligatorie sau chiar au introdus această măsură pentru unele categorii de angajați. Aproximativ 2,7 milioane de cetățeni francezi au fost obligați să se vaccineze printr-o lege care a intrat în vigoare la începutul lunii august. În Ungaria chiar se poartă negocieri pentru introducerea vaccinării drept condiție a angajării, scrie Mediafax. Guvernul german, pe de altă parte, susține în continuare cu fermitate că nu va face vaccinarea obligatorie. Și-au luat-o. Aș porni, domnule doctor Berkovici, de la avertismentul unui reputat medic, sigur, a ajuns între timp politician, doctorul Rafila, care spune că România e pe locul 2 în Europa la rata transmiterii coronavirusului. Bună seara, încă o dată, mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă fac o mică descriere de ce se întâmplă în Israel și poate putem învăța câteva lucruri. Știți că Israelul deja 9 luni când s-a dat primul vaccin, în 19 decembrie, dacă vă duceți aminte, eu am dat primul vaccin fostului premier Netanyahu, a fost primul vaccin în Israel, de atunci au trecut deja 9 luni. Deci vă dați seama că această vaccinare a avut un mare succes, altfel
în luna martie deja 50% din populația Israelului deja a fost vaccinată. Și asta s-a repercutat pentru faptul 50%, vă lăsați seama, noi suntem o populație de 9.300.000, deci peste aproximativ 5 milioane de oameni au fost deja martie vaccinați pentru prima dată. Domnule doctor, noi ne uităm toți la ce se întâmplă în Israel, că este un model și din punctul ăsta de vedere. Vorbiți acolo de a patra doză de vaccin. Aici s-au vaccinat doar 31% dintre români. A treia doză de vaccin împotriva COVID, e evident că acolo a permis atenuarea impactului valului 4 al pandemiei. Numai că la noi e cu dublă măsură. Se închid, mă rog, nu se mai închid, dar intri doar cu pașaport COVID. Și asta, iată, în Uniunea Europeană de 2 luni s-a implementat treaba. La noi intri abia de poimine cu pașaportul sau cu testul sau cu dovada că ai avut boala în cinemauri, în, nu știu, la sălile de spectacol, la nunți, la botezuri, la cumetrii, dar mai puțin în mall-uri, unde este o forfătă, cel puțin în weekend-uri. Domnule doctor, stimați invitați, și cum vă explicați? Adică, ce facem? Permite să vă spun despre a treia a vaccinare la noi, fiindcă este foarte important ce a spus acum dumneavoastră, este faptul că, deși noi am făcut această vaccinare masă și, într-adevăr, în luna iunie, deja n-am avut, deja aproximativ, am avut 2 cazuri la fiecare milioane de persoane, deci aproape n-am avut absolut deja, vă dați seama și la noi valul a patrulea s-a întors. Cauza este în special faptul că acest vaccin care s-a dat la noi și care este Pfizer-ul, că și în România se dă Pfizer-ul, trebuie să știm că vaccinarea ajută în jur de 5-6 luni și după 5-6 luni a scăzut foarte mult eficacitatea acestui vaccin și asta este cauza că acest val al patrulea a început și la noi și este foarte mare la noi. Să știți că la noi avem 90.000 de cazuri în fiecare zi și noi cazurile grele au crescut foarte mult până la 700 de bolnavi grei avem în spitale. Și tot și asta este și motivul că am hotărât, s-a hotărât, poate cu puțină întârziere, după părerea mea, s-ar fi putut și mai repede să se dea cel al treilea vaccin, care s-a început să se dea în sfârșitul lunii iulie. Și este foarte important pentru faptul că s-au deja vaccinat 3 milioane de persoane la noi cu vaccinul al treilea și asta ajută foarte mult pentru faptul că s-a văzut că eficacitatea al treilea vaccin care se face este de 10 ori mai mare față de vaccinul al doilea, care s-a dat peste 5 luni de zile și în fond acest vaccin al treilea deja a refăcut procentajul de 95% care a avut vaccinul. Vă dați seama că noi am început să dăm vaccinul pentru prima dată la cea tulpină alfa, eficacitatea Pfizer-ului a fost de 95%. Al treilea vaccin n-a readus această eficacitate de 95% după 12 zile. Deci foarte important este, vreau să vă spun, că această treilea vaccin care s-a dat în Israel pentru prima dată în lume și fără aprobarea FDA-ului și este urmărită în toată lumea, fiindcă toată lumea vrea să vadă care sunt rezultatele la noi. Deocamdată rezultatele sunt bune. Vă dați seama, sunt și efecte secundare ca și la vaccinul numărul 2. Nu sunt puține efecte secundare, dar nu sunt efecte secundare mortale sau de boli grave. Deci merită de făcut și acest vaccin numărul 3. Deci noi sperăm foarte mult și avem o speranță că avem o mică ameliorare deja cu această vaccinare numărul 3 și tot ce se face este important ca toată lumea să primească și vaccinul numărul 3 la noi în țară. Se fac multe discuții și pentru oameni care se fac această vaccinare, care se face de la vârstă de 16 ani. Așa e, domnule doctor, dar aici în România suntem în același film în care ne-ați lăsat atunci când v-am avut acum câteva luni prin Skype, iarăși invitat din Israel. Lumea nu crede în vaccinare și nici autoritățile nu știu să comunice și să convingă. Aș merge și vreau să purtăm un dialog, domnule doctor, și cu invitații din platou. V-ați înscris la cuvânt, ca să zic așa, domnul Dobrițoiu, dar m-aș raporta, sigur, uitându-ne la exemplu fericit al Israelului. Mai avem câteva. Danemarca, Suedia, da, care aici. Care e rata de infectare în Israel astăzi? Destul de mare. Care e rata de infectare în Israel astăzi, acum, când noi vorbim? 9.000. 9.000 de persoane. Dar nu grave. Rata de infectare a noi este mare. Este mare. Păi cum explicați atunci? Care e explicația? Nu trebuie să uităm și trebuie să fim foarte atenți.
Rațional vorbind, care e explicația la a treia, a patra doză? Și morbiditatea foarte mult, însă valul al treilea, că această tulpină e foarte contagioasă, ne-a făcut iar să ne întoarcem la cele 8, 9, 10 mii. Nu trebuie să uităm că noi facem între 150 până la 170 de mii de teste în fiecare zi. Deci la noi există și mulți, dar avem teste care se ajung până la 200 de mii de teste pe zi, vă dați seama, este obișnuit 150 de mii de teste. Berkovici, deci, domnul Berkovici, am înțeles. E foarte contagios acest virus. S-a spus că un infectat poate să infecteze la rândul lui 400 de mii de oameni. Dar vă întreb, la Tel Aviv, la Haifa, eu știu, prin marile orașe din Israel, tot așa mall-urile sunt deschise pentru nevaccinați? Tot așa se fac concerte cum e Antoldu de la Cluj, unde vin sute și sute de mii de oameni cu teste false, cu pașapoarte negative, false și ele? Vă dați seama că la noi este obligatoriu că în locurile închise să intre cu pașaportul acel verde, nu numai la aceste evenimente, ziceți dumneavoastră, și chiar și la restaurantele. În locurile închise trebuie de intrat cu pașaportul. Pașaportul verde e o decizie politică. Nu m-au lăsat să intre în restaurant până nu am arătat acel pașaport verde că sunt vaccinat. Deci foarte important. Desigur că, dar totuși o disciplină trebuie să fie și la noi sunt disciplinații și nedisciplinații, însă trebuie să avem acel pașaport verde să putem să intrăm în aceste locuri și nu numai în evenimentele, ci cum spuneți dumneavoastră, acolo fiecare este urmărit și este și totuși avem vaccinări. Auziți, domnul Coarnea de la PSD, doar ce a spus domnule doctor, că e o treabă politică pașaportul ăsta, dar e ceva rău, deci. Nu, nici nu. E o problemă politică pentru a schimba un pic raportul de forțe și a obligat, dintr-o perspectivă indirectă, vaccinarea celor care nu sunt hotărâți să facă acest gest. Eu cred că trebuie lăsat pentru fiecare dintre noi această opțiune. Că eu cred, nespecialist fiind, că trebuie să luăm cu zona numărul 1. Testare. În România nu se face lucrul ăsta. Tot ce vedeți pe la televizor, se testează oamenii că merg în diferite activități. Domn doctor, exact asta a spus că puțin, s-a făcut. Lăsați-mă. În România acum nu se face lucrul ăsta, nu se testează. Eu trebuie să testez, eu așa, empiric spun, să testez și să izolez acolo unde e problemă. Noi nu testăm nimic. Dăm pașaport verde ce? Vaccinatul este purtător. De multe ori, adică testez doar nevaccinatul. Vaccinatul de ce nu testez? Pentru că și el e purtător, el poate transmite lejer. Și atunci care e logica și care e rațiunea? Eu aș dori să intervin vis-a-vis de cele spuse de domnul doctor Berkovici și cele afirmate de dumneavoastră, pentru că tema care este la mare căutare și asupra căruia se încearcă găsirea unor soluții se leagă de incapacitatea de comunicare, de incapacitatea factorilor de decizie de a vorbi despre efectele adverse. Că domnule doctor Berkovici, reticența românilor la vaccinare este datorată de faptul că firmele producătoare nu își asumă niciun fel de risc. Și atunci orice om de bun simț gândește, domnule, dacă firma care produce acel vaccin spune, domnule, nu, riscul e la matale dacă ți-l faci. Pe noi ne-ar interesa cum s-a desfășurat activitatea sau toată propaganda, comunicarea forțelor politice din Israel pentru a convinge poporul israelian să se vaccineze masiv față de noi. Aici e problema. Exemplului bănuiesc, domnule doctor. O problemă. Sunt studii care au demonstrat că încărcătura virală este mai mare la cel vaccinat decât la cel nevaccinat. Deci încărcătura virală este mai mare la o persoană vaccinată. Am văzut studii, am citit lucrul ăsta, studii făcute în Anglia, sunt câteva exemple extrem de clare, făcute studii pe persoane vaccinate, încărcătura virală este mult mai mare la o persoană vaccinată. Domnul Berkovici, vă rog. Vreau să dau un răspuns domnului care a vorbit ultimul. În primul rând, este o greșeală ce a spuneți dumneavoastră. Nu spun eu, am citit. Vaccinați sunt în jur de, la noi, de exemplu, sunt în jur de 900 de mii de nevaccinați și pe când cei vaccinați sunt 6 milioane. Deci ar putea din cei 6 milioane să avem într-adevăr o cantitate mai mare de boli,
dar bolnavii care sunt din cei vaccinați sunt într-o formă mai ușoară, trec mai repede boala și mai puțin mor, trebuie să știți. Pe când la cei care sunt nevaccinați, la noi cel puțin, care nu avem numai în jur de 900.000, cantitatea de bolnavi sunt mari și astăzi cele mai multe cazuri grave care sunt întâlnite în Israel și majoritatea morților sunt deja cu cei nevaccinați. În legătură cu domnul cu asigurarea, vreau să vă spun că noi avem în Israel o asigurare personală fiecare. Noi avem 4 centre de asigurare, noi suntem asigurați. Aceste centre, ei ne dau vaccinul. Deci noi suntem asigurați de aceste centre. Adică noi avem asigurarea pentru aceste vaccin. Dacă se întâmplă cu noi ceva, dacă ajungem la internat sau așa mai departe, aceste centre de asigurare ne-au asigurat și noi mergem cu mare cu libertate și absolut nici noi ne gândim că nu avem această asigurare. Deci trebuie să știți că există o asigurare și nu știu dacă este al Pfizer-ului sau al Moderna. Eu cred că și Pfizer-ul deja are asigurare, deoarece știu că FDA-ul american deja a aprobat deja în mod vaccinul Pfizer, cel puțin a aprobat FDA-ul american în mod permanent, nu ca și înainte, care a fost în mod urgent. Deci asta arată că și FDA-ul american deja crede că acest vaccin este foarte sigur, foarte eficace și este foarte bun. Deci foarte important să știm și faptul că FDA-ul este și în spatele acestui vaccin Pfizer care la noi se face. Domnule doctor Bercovici, America are deja o lună de școală și acolo cifrele arată, sunt îngrijorătoare, 30% aproape dintre copiii americanilor care merg la școală s-au infectat într-o lună. Ne gândim că școala a început de câteva zile și în România și procentul profesorilor care s-au vaccinat e încă mic, undeva la 50-60%. Nu, dar teoria e falsă. Profesorul vaccinat poate transmite boala la fel de bine ca unul nevaccinat. Haideți să vorbim în cheia asta. Să nu, dumneavoastră, cum spune, să înțelege că cel vaccinat nu transmite. Fals. Problema de fond este testarea. Trebuie testare. Eu cel puțin așa aș proceda. Am plătit 120 de milioane de doze de vaccin și noi suntem 17 milioane. Pentru ce am plătit 120 de milioane? Plăteam 120 de milioane de doze de teste și făceam săptămânal testări în școli. Și atunci testam și izolam, Logic. Asta mi se pare mie logic, empiric, eu nu sunt specialist. Dar noi vorbim că profesorul nevaccinat, că cel vaccinat, creăm un conflict în societate. Asta se dorește, suntem partea unui experiment social. Nu? Și atunci creăm conflict. Dom'le, că e vaccinat, că nu e nevaccinat. Profesorul vaccinat transmite la fel de bine sau poate mult mai puternic acel virus decât... Prin urmare, vă întreb, domnule Bercovici, domnule doctor, care ar fi soluția menținerii școlilor deschise? Că și în Israel s-au deschis școlile, bănuiesc, pentru copii. Problema școlii este o problemă. Aici temerea că se vor închide în 2-3 săptămâni de la deschidere. Despre asta e vorba. La noi se închide de lipsă de energie, că se triplează facturile, gaze, curent. Ajungem și la subiectul ăla. Domnule doctor, vă rog. Noi le închidem oricum. Vă spun, problema școlilor este o problemă generală în fiecare țară, vă dați seama că nu este numai România și nu este numai Israel. Și la noi s-au vorbit foarte mult ce facem ca să nu avem cele izolări și nu să fie închise clasele. Vreau să vă spun în primul rând, majoritatea profesorilor, adică cadrul de educație la noi sunt vaccinați. Deci foarte important să știți. În al doilea rând, la școlile care sunt de la vârsta de 12 până la 16 ani, foarte mulți copii deja sunt vaccinați. De exemplu, am un nepot care este în clasa 8-a și 100% din copii sunt vaccinați la noi deja. Deci aceste clase sunt deschise fără Zoom. Doar la clasele unde există sub 70% vaccinați, încă învățătura este prin Zoom. Însă foarte majoritatea claselor la noi sunt învață prin Zoom. În altă parte, s-a căutat și se caută și acum ca să se facă acel examen de antigen care pur și simplu poate să facă primul diagnostic dacă ești bolnav sau nu ești bolnav. Și acest examen de antigen s-a crezut că s-a făcut în fiecare zi, acum se va face în fiecare a doua zi. Și desigur, cine este pozitiv, va trebui să facă examinarea de PCR și trebuie după aceea de intrat în izolare și așa mai departe. Există și noi peste 100.000 de copii deja în izolare, vă dați seama. Noi avem însă peste 1 milion de copii la școli și la grădinițe. Chiar am citit ieri că avem 160.000 de copii în izolare. Deci izolarea este nu numai copii care sunt bolnavi, izolarea este și la copii care au fost în contact. Deci trebuie să fie izolat 7 zile.
Însă mare majoritate, este o problemă mare și la noi, vă dați seama, au fost multe discuții dacă se deschide sau nu școlile în septembrie, deoarece nu se învață la noi doar câteva zile, avem plin de sărbători această lună, însă se fac multe eforturi ca să facă controlul cu antigen la acești copii. Aș vrea, dar nu-l mai provoc pe domnul doctor decât dacă achiesează la acest subiect, să înțelegem, dacă dumneavoastră ați înțeles, doamna Barcari, de ce hotărârea asta adoptată astăzi de CNSU nostru ocolește molurile. În moluri, de vineri până duminică, sunt milioane, nu sute de mii, de oameni care se perindă pe acolo. N-au voie din perspectivă economică să se apropie de acele moluri. Haideți să o să începem din nou cu poveștile astea triste. Dar este un focar de infecție. O să închidem din nou capitalul românesc, că avem o temă să falimentăm tot, o să rămână deschis molul și tot ce înseamnă finanțare străină. Banii să plece în circuitul ăsta în extern. Așa a fost și anul trecut. În momente de criză de tipul ăsta, deschis spații, nu închis spații. Să rămână și mol deschis, să rămână deschis tot ceea ce să nu se închiese într-un singur loc, să se împrăștie. Sigur că da, sigur că da, e logic și rațional. Dar ce să faci cu câțul care a fost arestat în America? Primește o comandă de acolo că l-a umblat beat și drogat, că și alcool e un drog, și sigur că are comenzile schimbate, primește comandă, închide capitalul român. Nu mai ziceți că ne facem de rușine în Israel. Păi de ce să ne... Dar suntem. De ce în Israel nu știu oamenii că avem un premier bețiv, drogat, care a fost arestat în America? Pentru Israel, spune că nu știm, e caz de păcate de un da, domnul doctor știe sigur, ia întrebați-l. Domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru participare, pentru informațiile pe care ne le-ați furnizat. Știu că vreau să vă spun, vreau să spun câteva lucruri pe care nu le știți. Fiindcă sunt studii noi într-adevăr în Israel, fiindcă doar la noi se face vaccinarea al treilea și un alt, e bine să vă spun faptul că riscul de mortalitate pentru cei care nu au fost vaccinați, deci că n-au fost vaccinați, este de 20 de ori mai mare decât cei care au fost vaccinați cu rapelul. Riscul de mortalitate la cei care au fost vaccinați odată este de 10 ori mai mare decât cei care au fost vaccinați cu rapelul, deci cu 3, iar riscul de mortalitate și pentru cei care au fost vaccinați de 2 ori în până la 5 luni, 6 luni care au fost numai vaccinați, este de 5 ori. Deci vreau să spun că acest rapel deja arată efectul pozitiv. La doilea rând trebuie să vă spun că la femeile gravide, să știți că foarte multe femei gravide s-au îmbolnăvit la noi și este important să primească vaccinul. Foarte multe copii care se nasc prematuri din cauza acestor lucruri și trebuie să știți încă un lucru care a apărut, că femeile care alăptează și care au trecut boala au pur și simplu au anticorpii. Deci copiii mici care alăptează de la mamele care s-au contaminat au deja imunitate. Domnule doctor, îndrăznesc să vă întreb ceva pe final. Apetența izraelienilor pentru vaccinare are legătură și cu dragostea de carte și de cunoaștere? Că poporul nostru e celebru, că iubește cartea mai abitir ca oricine pe lumea asta. Toată lumea își iubește poporul și toată lumea își iubește țara. Eu știu că și România își iubesc România foarte mult. Dar ține și de gradul de civilizație. Vă întreb mai direct. Apetența pentru vaccinarea unui popor sau altul, despre gradul de cunoaștere și de civilizație, ține? Vă spun, la noi este foarte important aparițiile unor medici foarte importanți. Noi au încredere în medici. Adică în sensul să au încredere și aparițiile medicilor. Oameni importanți sunt la televiziune, la radio, care dau explicații, este foarte important. Cred că ceea ce lipsește în România, această încredere care să aibă populația română în anumiți medici, dar medicii care se explice într-adevăr exact ce se întâmplă cu acest vaccin, efectele secundare și de ce este important vaccinarea. Eu sunt foarte pentru vaccin, eu fac multe explicații și aici. Domnule doctor, când auzi... Important pentru mine vaccinarea, altfel nu putem să ne plimbăm în lume dacă noi ne facem această vaccinare. Și pentru mine este important să vizitez România. Este important să viu în România și să vă vizitez, așa că este ne puteți vizita și nevaccinat fiind, nu e o problemă. Accept al vaccinării.
Eu n-aș vedea o problemă să nu vizitați România dacă nu sunteți vaccinat. Eu aș vedea o problemă, domnule Cornea, că suntem pe locul 2 în Europa, zice colegul nostru la fila, la transmisibilitatea. Eu cred că ar trebui să fie sănătos, nu vaccinat. Virusului Delta. Eu vreau să vină un om sănătos în România. Păi de ce să vină domnul doctor să stea în carantină, că suntem pe lista roșie? De ce să stăm în carantină? Îl testăm. Păi suntem pe roșu. De ce să stăm în carantină? Păi poate l-a luat de la aeroport până la hotel. Știți care este marea problemă? Asta poate orice. Bine, așa, poate l-a de la restaurant până la WC-ul. În opinia mea, marea problemă care o avem noi rezidă modul în conduita liderilor. Domnul doctor a spus că vaccinul numărul 1 din Israel i-a fost administrat premierului. Adică omului care are funcție executivă în stat. Cea mai înaltă. Cea mai înaltă. Ori, normal că oamenii au încredere. La noi unii s-au vaccinat, că ne vaccinăm când ne vine rândul. Domne, da, prin... bun, te vaccinezi. Dar prin atitudinea dumitale dai încredere oamenilor că uite domne, și eu sunt om, am emoțiile mele, trăirile mele, incertitudinile mele, dar totuși îmi fac vaccinul pentru că am încredere în el. Vă mai ținem o secundă, domnule doctor, pentru că mai e o speță. O să rog regia declarația Casei Naționale, șefei Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În România se mai întâmplă ceva. COVID-ul a pus în paranteză viața tuturor, miilor, zecilor de mii de bolnavi cronici. 80, țineți-vă bine, 88% dintre pacienții cu cancer aflați în tratament în 2019 au murit în pandemie. Asta a fost unul dintre scopuri, s-a îndeplinit. Nu este o metaforă, spune Adela Cojan, care e președinta interimară a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. O să vă rog în UOL, regia, insist, declarația. Aproximativ 88% dintre pacienții români cu cancer care se aflau în tratament în 2019 au decedat într-un an de zile. Am ajuns să avem probabil unul dintre cele mai mari procente de mortalitate la pacienți cu cancer din Uniunea Europeană. O întrebare tehnică, domnule. Dați un pic să zic toată declarația asta, domnul Carnă. Nu vă grăbiți că mai stăm două ceasuri. Pot să vă spun că m-a impresionat cifrele pentru 2020 când am văzut, repet, informația 88% din cazurile de cancer a căror tratament a fost finanțat în 2019, să regăseau printre CNP-urile pacienților decedați. Și cei cu diabet au avut de suferit. Păi spitalele noastre au fost închise și transformate în spitale COVID. COVID. Exact. Cei care s-au dus, celor care au plecat dintre noi, li s-a interzis accesul în spital, despre asta este vorba. O decizie politică devastatoare. Da. Pacient asta mort în fața spitalului municipal din Oltenița, n-a vrut nimeni să-l vadă și a făcut infarct. Înțelegeți? Și a murit. Iar cei internați... A făcut infarct în fața spitalului, am filmări, iar medicul de gardă a refuzat să-l vadă. A refuzat la propriu să-l vadă pe acel om. Și a murit în fața spitalului. Bărbat la 48-49 de ani. Și a fost... Domnule doctor, vreau să vă întreb un singur lucru. Sunteți un profesionist bun, mie îmi place că ați fost astăzi seară în direct cu noi, sau eu că am avut privilegiul să vorbesc cu dumneavoastră. În Israel există excepții de la regulă? Ce vreau să spun? Există excepții de la lege unde anumiți oameni care au un set de boli, care ar avea o problemă în momentul în care intră în contact cu vaccinul, să fie exceptați de la vaccinare? Prin toate întrebarea, că nu am auzit bine. Dacă există excepție de la regula vaccinării pentru anumite categorii de boli. Contraindicații. Cancer, știu eu, bolile autoimune. Tratament de cancer. Să fie scutiți. Ați înțeles, ok. Eu au discuția și sunt așa de multe lucruri de spus. Aș putea multe lucruri și să vă povestesc și despre premier, cum a primit de primul vaccin în Israel și cât de important a fost exemplul pe care l-a dat premierul, deoarece a doua zi și a treia zi deja zeci de oameni deja au venit vaccinare. Dacă nu ar fi dat premierul acel exemplu de vaccin, vă dați seama, să vă povestesc o mică poveste poate interesant și asta, că cu două săptămâni înainte ca să primească vaccinul, premierul mă cheamă la telefon într-o zi. Noi suntem prieteni foarte buni și în astăzi și atunci, și îmi spune așa: Țvica, și ai numele meu, Țvica, fii atent, am o mică lucru să te întreb. Eu sunt destul de sănătos ca să primesc primul vaccin. Am rămas, știți cum este, uimit. A fost 7 dimineața, trebuie să dau un răspuns dacă da sau nu să primească primul vaccin. Dați seama, i-am spus da. Și așa ne-am pregătit ca să primească și el primul vaccin. Deci cât a fost de important faptul că a dat primul vaccin. Da. În punctul de vedere al bolilor, majoritatea bolilor se vaccinează la noi.
și bolnavii de cancer, în special bolnavii cronici, bolnavii cu multe boli cronice, chiar sunt, e clar că sunt, se vaccinează, nu numai că se vaccinează, sunt și urmăriți că să se vaccineze cât mai repede, deoarece acești bolnavi au probleme de imunitate și de multe ori vaccinul nu se prinde, că nu uitați că acest vaccin este Pfizer, cel puțin la prima a fost 95%, după aceea scade, deci s-a dat cât mai repede și la noi al treilea vaccin s-a început cu acești bolnavi cronici, cu cancer, cei care au avut leucemii, cei ce au avut tot felul de tumori. Problema e, domnule doctor, că în România, revin la subiectul ăsta de la care ne-a deturnat domnul Coarnă, e o adevărată tragedie. Deci aproape 90% dintre bolnavii de cancer de acum 2 ani s-au curățat într-un an de zile. Pentru că statul, deși dirijează mulți bani pentru banii din medicamente specifice pentru bolnavii de cancer, a și întrerupt medicația acestor oameni. Goale. În Israel s-a întâmplat la fel? E posibil așa ceva? În Israel, primii care au primit vaccinul au fost bolnavi acești cronici. Ei au fost în a primii, bolnavi cu anumite probleme cronice, cancerul și nu, așa mai departe. În România, nu știu dacă vă amintiți, au primit băieții din ministere, din staful partidelor și din servicii. Nu e rău că au primit. Nu s-a făcut absolut nimeni. La noi nu se fac interdicții. Adică aia a fost o diversiune ca să creeze... Interdicție se fac anumite boli, cei care au alergii. Nu există alergii, nu poți să le spui fac vaccinul sau nu vaccinul. Da? Vreau să vă spun că e foarte important. Noi ne-am dus la spitale și ne-am dus în locurile cronice unde erau acești bolnavi să le dăm noi vaccinul. Eu nu asta v-am întrebat. Deci eu am înțeles logica dumneavoastră. Vaccinul acești bolnavi cronici ca să nu moară. Domnule doctor, eu am înțeles logica dumneavoastră. Asta cauza că vaccinarea a început la vârsta asta de 67. Nu te aude, nu te aude. Că... Eu am înțeles logica dumneavoastră. Problema de fond este științific vorbind. Poate cineva să-mi demonstreze că acel vaccin face bine sau rău unui bolnav, unui om cu anumit tip de afecțiune, cu boli autoimune, de exemplu? Ca așa, sigur, rațional vorbind, da, domnule, eu trebuie să intervin acolo unde dar eu... sunt excepții, sunt prea puțini oameni ăștia la nivelul dar, omenirii. Nu contează cât sunt, dar există și trebuie tratați din lege. Aia încerc să spun și eu. Dacă eu știu că îl vaccinez pe omul ăla și moare, sigur, de ce să-l vaccinez? Aia încerc să spun. Discuția este, domnule... Dar au murit 88%, asta nu spune nimic. Da. Doctor, da. Domnule Bercovici, în Israel, categoriile esențiale, profesori, medici, polițiști, jandarmi, din prima linie, sunt vaccinați obligatoriu. Alte țări au implementat. În Franța, profesorii, doctorii, în Italia. Se discută acum și la noi. La noi nu sunt vaccinați obligatori, absolut nu este în colegi de obligație. Nu avem nimeni, majoritatea medicilor, polițiștilor, oameni de la armată sunt deja la noi vaccinați, vă dați seama. Avem deja cu primul vaccin peste 6 milioane deja. Vă dați seama, noi suntem o populație de 9 milioane, de 6 milioane și avem încă copii sub 12 ani, foarte mulți care nu s-au vaccinat. Nimeni nu-i obligă să fie vaccinați, dar mare majoritate se vaccinează, vă dați seama, chiar și un medic foarte renumit, dar noi, care eram împotriva vaccinului, s-a vaccinat de 3 ori și a ieșit că cât de important este vaccinare, deoarece prietenul lui, la 50 și ceva de ani, a murit de această boală și de atunci el s-a vaccinat și nu mai este împotriva. Deci foarte important, explicație cât este important vaccinarea, ce pot să facă aceste boli. Boli cronice, nu trebuie să uităm că boala, și dacă o treci cum o treci, poate să fie formă ușoară, dar poate să apare efecte secundare peste câteva luni. Deja boala, sunt la noi foarte multe cazuri că au trecut boala și boala a reapărut încă o dată sub această formă de tulpină, într-o formă cu mult mai grea. Deja sunt multe, multe cazuri de reinfectare pentru cei care au trecut boala. Deci trebuie să știm că nu este nici vaccinul nu este perfect, dar nici boala nu este perfect. Asta înseamnă că nu înseamnă că tu te-ai îmbolnăvit și ești imunizat. Nu! La noi și cei care s-au îmbolnăvit sunt obligați, nu sunt obligați. Li se propune ca să ia un vaccin cel puțin, ca să fie revaccinat, adică ca să nu... Mulțumesc, domnule doctor Bercovici, mulțumim tare mult și știu că nu se spune la mulți ani de Yom Kippur. Să ne fie iertate păcatele. Să ne fie iertate păcatele, oricum, o sărbătoare cu bine acolo la Tel Aviv. Mulțumim tare mult, vă mai așteptăm cu noutăți și explicații. Domnule Dobrițoiu, concluzie pe subiect. Deci la mall intri nevaccinat, în rest...
trebuie să prezinți pasaportul. Și va fi o problemă și cu QR-ul acela pe care l-a arătat. Asta înseamnă favoritism. Eu cred, totuși, problemele profunde ale acestui dialog serios au fost neglijate de la bun început. Deci, în antiteză, premierul israelian s-a vaccinat primul ca să dea încredere în populație. Ai noștri au zis, ne vaccinăm când ne vine la rândul. Iar românul gândește, oare ce a vrut să spună? Să vedem cât scrapă din vaccinul ăsta așa și formă. Așa a fost, așa deci, a fost. Ia, auziți, uita, a spus-o... Da, așa a fost. Da. A fost interpretarea. Deci, cu alte cuvinte, este o altă interpretare. Din punct de vedere al comunicării acum, doctorul Berkovici... Fiți scurt, vă rog, pentru că trecem la următorul subiect. Comunicare profesionistă acolo, pe cazuri, directă cu populația, nu desfășurată de către politruci. Velea era cu ochii pe nu știu cine și pe dedesubt se făceau afaceri cu măști. Lucru care deci, se întâmplă și astăzi. Deci acolo... Despre care încă nu știm nimic de un an de zile. Mulțumesc frumos, mergem la următorul subiect. Doamna Barcări alături de noi, Adrian Negrescu, economistul și un lider sindical, domnul Rodrigo Maxim, imediat. Sunt probleme mari pentru guvern, nici n-a început toamna bine, situația tot mai grea, scoate oamenii în stradă. Breaking news. Mai multe organizații sindicale, doamnelor și domnilor, din diverse domenii afiliate la CNS Meridian au protestat în Piața Victoriei în fața guvernului domnului Câțu, cerând înlăturarea inechităților salariale, aplicarea unor legi sau modificarea acestora. Sigur, guvernul, de fapt președintele, a promulgat astăzi legea consumatorului vulnerabil. Unii spun că e praf în ochi pentru facturile și cheltuielile uriașe care vor veni începând cu luna viitoare și vor ține cine știe până când. Îi spun bună seara domnului Adrian Negrescu, economist, și prin telefon, dacă se află cu noi, Rodrigo Maxim, lider sindical transporturi de la Meridian. Bună seara, domnule Maxim. Bună seara. Aș începe cu dumneavoastră. Va primi cineva de la guvernul domnului Câțu la discuții? Nu, v-au întrebat ce vreți, de ce sunteți acolo? Din câte am înțeles, sunt în teren. Urmează să aibă alegeri și erau ocupați. Ocupați. Ce vă doare înainte de orice? Două, trei chestii ca să înțeleagă lumea de ce ieșiți în stradă și bănuiesc că nu vă opriți aici. Nu-i singurul protest. Da, nu. Deci noi avem deja 7 meeting-uri de protest de la începutul anului. Mai avem unul pe 30 septembrie 2021, altul pe 15 octombrie 2021, 15 noiembrie 2021, altul și de la 1 decembrie 2021 vom respecta instrucțiile în vigoare în totalitate, ceea ce înseamnă că vor mai circula foarte puține trenuri de călători. Dar ați putea să uniți meeting-urile astea? În anul căilor ferate europene, fiindcă anul 2021 a fost declarat de Uniunea Europeană anul căilor ferate europene, Guvernul României încearcă să distrugă sistemul feroviar din România. Marfa aproape au distrus-o, CFR Marfa urmează să distrugă și CFR Călători. Apropo de CFR Călători, e și Dorina Barcari alături de noi, care are expertiză în domeniul ăsta, și-a dat demisia în această seară, e confirmată informația de la Ministerul Transporturilor, celebru Vizante, Ovidiu Vizante, care e directorul general al CFR Călători, ăla care le-a răspuns jurnaliștilor, dar ocupați-vă voi de copiii care au stat 12 ore noaptea în câmp la Mangalia, acum o lună și ceva. Da, noi ca federație sindicală, feroviară, putem să spunem că este directorul care s-a făcut practic nevăzut, nu a ieșit cu nimic în față, n-a făcut nimic pentru TNTFC, CFR Călătorie, SAM, de când a venit, decât practic a amețit și mai mult CFR Călători, pentru că nici măcar schimbul de generații nu a fost în stare să-l facă, să solicite școli de mecanici de locomotivă la CNAF. Școlile personalului sunt anulate. Uitați-vă că nu mai există pentru revizor de cale. Dumneavoastră realizați că se circulă în orb?
Așa ceva da, este, da, este foarte adevărat. Este inadmisibil să se facă așa ceva. Era se poate armat. întreținerea căii de rulare este inexistentă, sunt defecte de cale care sunt depășite de orice instrucție. Cum poate este să mai existe asemenea? Spune... Și vin cu argumentul că n-au bani. Păi dacă n-ai bani, închide-o decât să faci victime. Sunt niște lucruri inimaginabile. Faceți-ne, domnule Maxim, să înțelegem. A plecat Vizante, care era Ditai... Expertul. Șeful, da? CFR Călători, pentru că l-au gonit liberalii, că eu țin minte că era pus de USR. E liberal posibil să-l și liberalii, dar nici noi, Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, nu l-am iubit foarte mult. I-am spus din start că dânsul ori minte, ori este mințit. Chiar în Comisia de Dialog Social a Ministerului Transporturilor i-am spus acest lucru. Cum să fie mințit? Dar el ce face? Dânsul vede numai surpluși de mecanici de locomotivă, surpluși de salariați, când în realitate fac de 200 de ore și șef de tren, conductori și casieri și... Peste tot trebuie făcut schimbul de generații și pleacă foarte mulți din sistem și se angajează foarte puțini și din ce în ce, practic, din interior s-a încercat distrugerea lui CFR Călători. Deci Guvernul României, pe o parte, încearcă distrugerea CFR Călători și aprobarea unui buget de venituri. Dar nu numai CFR Călători. Domnul Rodrigo, cum ați permis să se distrugă depoul București-Triaj? Am trecut pe acolo și m-a luat cu amețeală când am văzut ce e. Mută tot la Ploiești. Noi nu avem membri de sindicat la SNTFM CFR Marfa. Este distrugere, se poate și o face în continuare, dar opriți-vă odată. Nu sindicatele fac deci asta. Deci noi nu avem membri nu? De sindicat au la CFR Marfa. Dar n-am zis să facă sindicate. Da, nu de la sindicate, nu de la patronate. Nu contează, trebuie sindicatele trebuie să facă ceva, pentru că altfel... Doamna e lungă și facturile n-au venit, domnule Negrescu, vreau să vedem un material, ne uităm apoi pe avantajele pentru populație ale acestui legea consumatorului vulnerabil, dar hai să vedem că oamenii care au ieșit azi în stradă și ar putea fi mult mai multe proteste din momentul ăsta, au revendicări. Hai să vedem un scurt material. Sute de militari, polițiști, angajați ai CFR au ieșit în stradă în Piața Victoriei, nemulțumiți de pensii și de felul în care sunt tratați de conducerea țării. Oamenii spun că nu au pensii nesimțite și mulți dintre ei au ajuns să trăiască la limita subzistenței. Suntem toți aici pentru a transmite guvernului că toate structurile socioprofesionale sunt nemulțumite și cei în activitate și pensionarii, pentru că acest guvern de impostori acționează strict în interes străin. Orice leu se produce în România trebuie să plece în afară. Sindicaliștii se plâng că veniturile lor au rămas la fel de mici, deși prețurile la energie, gaze, alimente au explodat în ultimele luni. Pensiile militarilor vor deveni în curând bani de plata facturii la gaze, atât. Pensia medie de 2750 de lei. Dacă aceasta este pensie nesimțită, eu de la mare leg lesul și mă arunc în apă. Eu, colonel de marină. Oh. Doamna Barcari, sunteți revoltată. În primul rând că militarii n-au pensii, n-au salarii. Au un singur lucru, au solde. Ei nu au contract de muncă, au jurământ în fața țării. Deci, ei nu pot, lor nu li se desface contractul de muncă dacă fluieră în biserică, da? Ci sunt băgați direct în curtea marțială. Oamenii ăștia se angajează cu propria viață și după data la care teoretic toată lumea se pensionează, ei rămân în rezervă, în orice secundă pot să fie chemați la loc. Asta e altă gâscă în altă traistă. Bun, domnule Negrescu. Problema este alta. Există noțiunea de limită de sărăcie admisă prin Constituție și asta înseamnă coșul
zilnic. Dacă tu, după o viață întreagă de muncă, și nu vorbesc de un colonel care n-a avut chiar orice funcție și n-a avut salariu minim pe economie, după contribuția ta și pecuniară, dar și de muncă, nu poți să ai nici măcar coșul minim pe economie, ce țară e asta care face... Vorbim și în partea a doua misiunii, doamna Barcari, aș vrea să, totuși să-l auzim și pe domnul Negrescu. Bună seara, că nici atât n-ați apucat bună să spuneți. Seara, da. Un asemenea grad de incertitudine, nu știu dacă s-a mai întâlnit în România din punct de vedere social și economic, urmarea acestei creșteri semnificative a prețurilor, acestor înghețări de salarii. Vreau să vă întreb direct, legea consumatorului vulnerabil, promulgată în această zi de Klaus Iohannis, e de ajuns pentru ceva să vie sau e praf în ochi? Pentru că ea prevede sprijin doar pentru românii cu venituri foarte mici. Praf în ochi. E o picătură într-o mare de probleme, nu rezolvă aproape deloc situația, pentru că dacă e să judecăm după cum arată legea respectivă, se va aplica unui număr infinit de mic de oameni, mai ales din mediul și rural, și aceea cu mari probleme va fi o aproape misiune imposibilă. Bun, e corectă cifra noastră? Actele. E corectă cifra 500.000 de gospodării care beneficiază de cel mult 500 de lei pe lună la facturile în sezonul rece? Eu mă aștept să fie chiar mai puțin, având în vedere că mulți au plecat din mediul rural și datele nu mai sunt de actualitate. România nu mai arată ca acum 3-4 ani de zile când au fost făcute aceste statistici. România s-a polarizat din punct de vedere economic și multă lume s-a mutat în orașe în căutarea unui loc mai bun de muncă, Deci e probabil să nu mai fie datele. Dar problema e următoarea. Chiar și cu această lege noi nu știm exact cine, cum și în ce fel va ajuta pe consumatori, va ajuta mediul economic, pentru că avem pe de-o parte pe premierul Cîțu care ne vorbește de plafonare, după aceea vine ministrul economiei și ne vorbește de compensare, încă nu știm exact ce și cum va fi aplicat. Un lucru e simplu și trebuie să înțeleagă telespectatorii. Noi ne producem mare parte din curent și din gaze. Exact. Avem hidroelectrica și nucleară electrică care sunt companii de stat, avem RomGaz și avem OMV Petrom, acolo unde statul este acționar. Păi vă dați seama că noi am putea, din acest punct de vedere, să ne stabilim, măcar acum pe termen scurt, pe 6 luni de zile, un preț de producție care să nu fie legat de prețurile internaționale și să încercăm să ieșim din această situație. Am putea să reducem taxele, să reducem TVA-ul, să reducem accizele, am putea să reducem tarifele de transport, am putea să facem multe lucruri, nu să mutăm banii dintr-un buzunar în altul, că asta facem de fapt prin această compensare, exact. Care, pe de altă parte, domnul nu Negrescu. Se va adresa nimănui. O secundă, pentru că ne-a adus aminte domnul Negrescu de declarația fulminantă, mirobolantă a domnului Cîțu de acum 2 săptămâni, când ne-a spus că nu plafonează gazul, și ieri când a zis că a tras cu ochiul la italien, la spaniol, la greci și că nu, îl plafonează. A tras cu urechea hai la să noi. Vedem. Hai să vedem pe a tras cu urechea la PSD, nu la italien. Plafonarea prețurilor e mai complicat. Suntem într-o economie liberală, în Uniunea Europeană nu cred că poți să faci așa ceva. Ne vom uita la toate soluțiile pentru a ne asigura că în această iarnă românii nu vor avea suferit de pe urma acestor facturi. Am avut discuții despre plafonarea prețului la gaze. Am introdus această temă în dezbatere în guvern. Sunt mai multe variante la care ne gândim. Dar am vrut să avem și această variantă. Domnul Cornă, vă rog. Cu declarația asta ieri și s-au majorat gazele, am înțeles, cu 13%. Înțelegeți? N-a apucat de plafonul. Foarte interesant, apropo, să înțelegă telespectatorii. Noi gazele din producția internă... Exact, avem 80%, asta vreau să spun. De la Viena. Avem 80% de... Nu la prețurile care ar trebui să fie la Bursa Română, exact, de mărfuri. Exact. Noi ne raportăm la o piață care este controlată de Gazprom. Exact. De ce facem acest lucru? Pentru că statul are interes să-și ia cât mai mulți bani din redevențe. Corect. E o butaforie aici, în tot acest proces, care practic protejează interesele distribuitorilor și a celor care sunt prezenți în piață. Apropo, cu doi dintre ei s-au și întâlnit autoritățile și nu se duc la costurile concrete ale producției, că s-a scumpit cumva apa din lacurile și din râurile României, de hidroelectrica produce la prețuri de internaționale? S-a scumpit cumva gazele extrase de OMV și de RomGaz? Nu cred că suntem există costuri mai mari. Dacă produs. Nu greșesc, da. Eu suntem a doua țară producătoare de gaze din Europa, țară, da. După Norvegia, da. Noi suntem avem a doua țară producătoare de gaze din după Norvegia și Marea Nordului, nu greșesc, nu? Mulțumesc, da. 80% din producție este internă. Cu rezervă de gaze. Exact. De ce nu s-a mai făcut rezervă? De ce anul ăsta? De ce anul ăsta nu?
Nu, domnule Negrescu, vreau să vă întreb așa. Nu mai avem timp, vă mulțumesc, bine, domnule bine. Negrescu, vă el mulțumesc, domnule Maxim, vă aștept și în platou, v-am mai spus-o, ar fi o plăcere. Vreau să vă arăt, domnule Coarnă, cine a ajuns la cercetare în guvern. Un apropiat al domnului Vâlceanu, care e un apropiat al domnului Câțu, are o... Nu, 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 incurcați, la la educație, la acreditare, nu. A fost numit, domnule ministru, un secretar de stat la cercetare, că atât are în vârf cercetarea românească, un secretar de stat, n-are mai mult. Mâna dreaptă a domnului Vâlceanu, care e mâna dreaptă a domnului Câțu, iar secretarul ăsta de stat n-are nicio treabă cu cercetarea, tocmai a înlocuit un profesor universitar, are un salon de înfrumusețare, domnule. Hai să vedem și ne întoarcem după pauză.